ciudat este că se află în continuare printre elevi și eleve, asta dacă acuzațiile de hărțuire sexuală sunt corecte. Ne s-a alăturat în studio și Dan Antonescu, expert criminolog și realizator Realitatea TV. Bun găsit, Dan. O situație în care dacă elevele au dreptate, nu ne ajută cu nimic faptul că omul respectiv și-a dat demisia din funcția de director, dacă acele obiceiuri sunt adevărate. Se confirmă sau nu, într-adevăr. Sunt două planuri pe care ar fi bine să abordăm aspectul acesta. Unu, să luăm datele ca fiind reale și atunci ne punem întrebarea cum de a ajuns lupul paznic la stână, cel care ar trebui să formeze caracterele copiilor spre maturitate și să formeze omul, de fapt. Și să nu uităm, nu e vorba doar de hărțuire sexuală, acuzațiile copiilor duc și către violență. Un astfel de om marchează drumul în viață al multor copii, tineri, ulterior maturi. Și ceea ce au pățit ei în timpul școlii se va repercuta, se va materializa ulterior în fapte groaznice. Problema este, doamna Sărbileanu, că am discutat pe această temă cu oameni care au avut astfel de experiențe, să le spunem așa eufemistic, neplăcute, dar care au rămas în subconștientul lor și care le-au marcat drumul, obiceiurile, reacțiile. Da, imaginați-vă, în primul situații. Rând, Cosmin, sentimentul că vii la oră și ai nu în față neapărat un profesor ursus. Cu toții cred că am avut măcar un profesor ursus, dar ai un profesor care înțelege că prin violență sau eventual hărțuire sexuală poate să rezolve niște aspecte, să se Iar liniștească. Problema și mai gravă, doamna Săhlean, este că acest domn asupra căruia planează niște suspiciuni, pentru că nu este dovedit nimic până în acest moment, a fost totuși directorul acelei instituții școlare. Da, aici este de observat sau de urmărit în baza căror criterii a ajuns directorul unei unități școlare și dacă a ajuns director și dacă dumnealui cumva reprezintă se poate reprezenta ca fiind cel mai bun în condițiile în care a ajuns director. Este o altă discuție. Aș face trimitere la latura pedagogică pe care un profesor trebuie să o aibă. Acele cursuri de pedagogie, din păcate, mai în toate facultățile sunt ignorate sau sunt tratate mai rău decât niște ore oarecare. N-aș vrea să spun de sport, pentru că și sportul este important. Dacă într-adevăr lucrurile acestea sunt adevărate, sunt două ipoteze pe care aș merge. Ori într-adevăr, acest om are niște deviații comportamentale și este violent și hărțuiește aceste eleve, ori aceste eleve sunt atât de slabe la materia lui încât s-au unit câteva și au depus o plângere ca acest individ să fie expus. Asta înseamnă că nu e vorba doar de ignora. O mărturie, ci de mai multe, mărturii, fie că vorbim de hărțuire sexuală numărul îl și incriminează. De cele mai multe ori, când există o singură mărturie, îți pui mult mai atent problema. Când sunt mai multe mărturii, trebuie să faci o cercetare. Mă bucur foarte tare că avem sancțiuni când vine vorba de hărțuire sexuală, pentru că până în urmă cu ceva ani n-aveam așa ceva. Da, vreau să vă spun că aici tot așa sunt implicate două laturi. Latura administrativă, care vizează cu siguranță inspectoratul școlar. Sunt convinsă că s-a făcut o comisie de cercetare care în urma cercetării se poate ajunge și la demitere, dar într-adevăr latura penală, hărțuirea sexuală, vreau să vă spun că ce presupune asta? Constrângerea prin amenințare sau diverse modalități în scopul de a obține anumite satisfacții sexuale și asta cred că s-a întâmplat acolo, duce clar la o pedeapsă penală de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Chiar dacă au spus material. Aș fi vrut să puntez celălalt plan, o secundă. Cât de greu va fi să dovedească polițiștii aceste acuzații în cazul în care se vor face plângeri? O să mă leg în răspunsul meu de celălalt plan pe care voiam să-l abordez. E vorba de, afară de mărturiile copiilor aceștia, e vorba de colegi care poate din indolență, din nepăsare sau din spirit de solidaritate prost înțeleasă, nu au luat măsuri ei, nu au luat atitudine ei față de colegul. Nu aveau cum să nu știe. Sau părinții copiilor. Fiți convinși că fiecare copil a spus acasă sau a spus că e directorul și atunci tu ca profesor te duci și spui domnul director, nu mai... Iarăși revenind la ce spunea doamna psiholog, care au fost criteriile pe care a ajuns în această... Ce criterii, domnul? L-ați observat pe omul respectiv? N-aș vrea să fac comentarii că n-ar avea niciun sens. Oricum a făcut aceste fapte abuzând de funcția pe care o ocupa.
Deci aici ne raportăm la ce spunea cadrele didactice, de ce n-au luat măsuri. Dar totuși eu aș viza părinții, pentru că ei sunt în măsură să facă sesizări la poliție cu privire la ce li se întâmplă copilor la școală. Iar dacă nu știau părinții, e cu atât mai grav, cu cât asta arată că elevii respectiv nu comunică nici cu părinții, ceea ce e un alt sau element temere, care am putea vor face polițiștii, se va baza pe ceea ce au discutat copiii cu părinții acasă, pentru sigur. Că într-un fel discută copilul cu părintele și într-un fel cu anchetatorul. Dacă le-a dat o palmă, știți foarte bine că în România o palmă e considerată așa, ca o mânghiere mai puternică, un gest părintesc. Pentru unii, atât ai duce capul. Asta e singura lor formă de a convinge pe celălalt. E singurul argument la care pot acela. Dar nici nu cred că va fi sancționat pentru violență dacă vorbim de astfel de situație. Cosmin, bun, ne uimesc românii din țară, dar ne uimesc și românii din străinătate. Ei bine, românii uimesc străinătatea cu inventivitatea la capitolul infracțiuni. Un conațional a fost condamnat în Spania pentru că a furat șuruburi, nu orice fel de șuruburi, cele folosite pentru montarea tribunelor pe circuitul de Formula 1 din Valencia. Bărbatul a rupt un gard și a intrat pe circuit, unde fusese adus echipamentul pentru instalarea tribunelor. A sustras 200 de kilograme de șuruburi pe care le-a încărcat într-un cărucior de cumpărături. Intenționa să le vândă la fier vechi, dar a atras atenția autorităților când a fost văzut pe stradă împingând căruciorul cu pricina. Polițiștii l-au oprit și au descoperit materialele furate. Bărbatul și-a recunoscut fapta și a fost condamnat la 4 luni de închisoare. Șuruburile valorau circa 600 de euro, dar erau esențiale pentru montarea tribunelor. Cursa de Formula 1 din Valencia va avea loc totuși și la sfârșitul lunii iunie. Slavă Domnului că hoțul a fost prins la timp, domnule Antonescu, pentru că altfel, iată, se punea în pericol dita mai competiția. De ce vă mirați? Da, bine că n-a ajuns să fure șuruburile de la pneurile da, mașinilor. Mai greu. Care... Se mișcă mai repede decât el. Problema e cu totul alta. Gândiți, omul ăsta a făcut acolo ceea ce sute mii fac aici în țară. Trebuie că a fost perseverent. Gândiți-vă că sunt cartiere de vile de alea de prost gust la marginea satului cu tare. Cartier de vile la marginea satului. Și nu e exprimare greșită. E un sat și după aceea urmează un cartier de vile cu multe turnulețe, cu mult fier forjat la poartă. Poarta e din fier forjat și gardul la fel. Sunt făcute numai din fier vechi. Numai departe, nu știu dacă face obiectul emisiunii noastre de astăzi, conflictul de ieri a avut la bază tocmai așa ceva, acea concurență neloială, cum că și-au făcut depozit de fier vechi în apropiere de familia rivală care se ocupa tot cu așa ceva. Deci aceasta este o meserie de actualitate. Da, 200 de kilograme de șuruburi. Da, în primul rând, cred că aceste știri ar trebui să fie ceva mai exacte și să nu mai spună un român, un cetățean de etnie romă sau un țigan, pentru că sunt foarte multe persoane care propun din nou întoarcerea la termenul de țigan. Bun, substantiv, dar care are cetățenie română? Are cetățenie română, da, până la urmă e de al nostru, doamna Săclean. Dar să spună... Ne asumăm pe toți, și cu bune și cu rele, că un cetățean de etnie romă, da? Un cetățean român de etnie romă. Un cetățean român de etnie romă, să fie această precizare. Dar cu ce schimba ca principiu, doamna Săclean? Pentru că eu mă refer tot la un tip de mentalitate. Adică cât să fii de naiv, să furi 200 de kilograme, să împingi căruțul și să nu-ți dai seama că măcar un polițist exact cum a spus, o să te întrebe ce exact, ai în coș. Exact cum a spus și domnul Antonescu puțin mai devreme. Ei au o practică și au un exercițiu în țară. Ce a făcut acolo, a probat practic. La noi, dacă le întreba polițistul, îi dădea 2, 3, 4, 500 de grame de șuruburi, făcea parte că și, în Spania, și mergea mai departe. În Spania au fost prinși furând o rețea întreagă, au furat cupru de la rețelele de comunicații ale căi ferate. Și în Franța s-a întâmplat. Cea mai bună replică, n-o să dau autorul, era coșul zilnic pentru românul respectiv. Da? Așa că să mai și zâmbim. Doamna din păcate mă surprinde totuși că legea penală spaniolă este totuși atât de blândă, pentru că se pare că n-a prezentat un pericol atât de concret pentru ordinea publică în condițiile în care i s-au dat 4 luni de zile cu suspendare. Chiar dacă nu reprezintă un pericol concret, cum spuneți, pentru ordinea publică, și s-a pus în pericol viața... Reprezintă un mare pericol și oameni de acest gen... Nu spun eu, așa cred că au motivat ei. Reprezintă un pericol pentru imaginea țării.